Salut, sunt Ionuț Bunescu, blogger și înregistrez acest clip pentru inițiativa UNICEF în România de conștientizare a importanței sănătății mentale în acest context al pandemiei. Am tot povestit și pe blog despre cum am simțit în această perioadă și ce m-a ajutat să îmi păstrez echilibrul emoțional, dar o să reiterez acum câteva dintre acele idei. Apeluri video cu colegii am avut încă de la începutul pandemiei și ne-a ajutat foarte mult să păstrăm legătura, mai ales că munceam cu toții de acasă, iar la final de săptămână aveam câte o oră cu o cafeluță, cu un suc, în care nu vorbeam despre proiectele de la muncă, ci despre cum mai suntem noi, cum ne mai simțim, cum trecem peste această și prin această perioadă. Ba chiar am avut și alte conferințe video diferite, de exemplu de Halloween ne-am costumat cu toții, iar la finalul anului am avut o activare de tip Treasure Hunt, un fel de team building online, care ne-a adus mai aproape, chiar dacă doar virtual. La începutul pandemiei, mai ales în starea de urgență, am luat prânzul sau cina virtual cu prietenii, tot prin apel video. Ulterior, când s-au mai relaxat măsurile, am mers și prin parc, la o plimbare în aer liber sau ne-am văzut la o terasă doar cu acei câțiva prieteni cu care am păstrat legătura mai apropiată, să zic așa, în această perioadă pandemică, încercând să limităm numărul de persoane cu care ne vedem și fizic. Uneori am mai și gătit sau am mai jucat un Monopoly sau Remi, jocuri de societate. Am văzut și multe filme, seriale, am citit cărțile acelea uitate de mult pe noptieră, am jucat jocuri online din adolescență, doar să treacă timpul altfel și mintea să fie relaxată, liniștită și să nu ne mai uităm tot timpul la știri, la cifre, la tot ce se întâmplă în jurul nostru cu pandemia, cel puțin să ne relaxăm. Important e că distanțarea socială, cea fizică, ne-a făcut să ne dăm seama că poate ar trebui să-i sunăm mai des pe cei dragi, astfel că s-a transformat în apropiere socială, doar că virtual. Mai multe detalii despre campania Spuneți Oful găsiți pe site-ul UNICEF România.